Stimați frați colegi, frați profesori, dragi studenți, scump frați și surori în Domnul nostru Isus Hristos. Trăim o zi de mare sărbătoare. Zilele de acest gen sunt plăcute, dar sper că toți suntem conștienți că cei la care ne gândim și pentru care îi suntem astăzi recunoscători lui Dumnezeu, nu au trăit doar în sărbători. După ce au primit gândul înființării unei școli teologice, înaintașii noștri au investit mult în dezvoltarea și în păstrarea acestui cadru de educație creștină baptistă. Pe parcursul celor 100 de ani, au fost multe rugăciuni, frământări, lacrimi, speranțe, îngrijorări, eforturi financiare, lupte spirituale și călătorii obositoare. În ciuda acestora, dependența lor de Dumnezeu, convingerea fermă că lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de oameni pregătiți și unitatea bisericilor în slujire au dat înaintașilor noștri. Puterea să răzbată prin sistemele sociale și să rezolve cu înțelepciune problemele inerente. Astăzi, în timp ce îi mulțumim din inimă celui care a oferit celor implicați sănătate, înțelepciune, putere de muncă, speranță, vă îndemnăm să ne gândim și la viitor. Să luăm decizia ca adunând valorile așezate de Domnul în sufletele, în casele și în bisericile noastre, să conlucrăm ca Institutul Teologic Baptist din București să fie folosit de Dumnezeu și în anii următori. Să ne rugăm și să investim ca în locul acesta să vină mulți oameni cu chemare divină, iar după anii de pregătire temeinică să plece la fel de mulți slujitori Echipați corespunzător pentru o lucrare duhovnicească, competentă și relevantă, în Unitate Sfântă și cu ajutorul Celui Veșnic Sfânt. Putem ajuta școala aceasta să fie și în viitor un loc în care stăpânul își modelează slujitorii, pe care să-i folosească apoi pentru înviorarea bisericilor și pentru întoarcerea. A cât mai multor români la Dumnezeu. Să sărbătorim dar cu multă recunoștință, dar să privim spre viitor și cu mare credință. Păstorul și ajutorul nostru al tuturor este viu și Domnul nostru Isus Hristos rămâne același ieri, astăzi și în veci.